și al Fiului și al Domnului. Iubiți credincioși, iată ne aflați deja de 8 zile sub semnul Sfintei de viață Cărcătoare în Cruci. Duminica trecută a fost o duminică închinată până la mintea Înălțării Sfintei Cruci. În timpul săptămânii am avut marele praspăt al Înălțării Sfintei Cruci și iată că Sfânta Biserica noastră a hotărât ca și astăzi să se închine după acest mare praspăt luminos, să se închine o duminică tot Înălțării Sfintei Cruci. De ce credeți, frățiile voastre, că atâta cinste și atâta rânduială și atâta închinare cinstite de viață Făcătoare Cruci? Tocmai pentru faptul că, iată, prin cruce a venit bucurie la toată lumea. Sfânta Cruce, să știți, frățile voastre, că nu este un semn care a apărut doar odată cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El este de la început, de la întemeierea lumii. Gândiți-vă, frățile voastre, când Domnul a fost așezat în Rai și în mijlocul Raiului era pomul vieții și pomul cunoștinței binelui și răului, nu era altceva decât semnul Sfintei și de viață Făcătoarei Cruci, la care omul trebuia să se raporteze cum trebuie în mijlocul Raiului. Trebuia să se ducă în sus, către contemplarea lui Dumnezeu, să treacă de la iluminare la îndumnezeire, dar iată că El și-a coborât mintea simțul și prin poftă și mânie s-a dus pe orizontala crucii, pentru că n-a știut să gestioneze, așa cum trebuie, marele dar pe care l-a dat Dumnezeu și anume libertate. De aceea, frățile voastre, trebuie să înțelegeți că atunci când s-a creat Universul, într-un început la facere, când a făcut bunul Dumnezeu cerul și pământul, în momentul acela a fost o orientare greșită a omului și odată cu această orientare greșită a căzut tot Universul. Dar Bunul Dumnezeu, în iubirea Sa de oameni și în iubirea Sa, să zic așa, nemărginită față de acest mare dar al libertății care l-a dat omului, iată că prin Fiul Său cel iubit care l-a dat spre moarte, dar pe moarte nu oricum, ci pe cruce, ca să mântuiască neamul omenesc și să nu o sândească lumea, iată că a mai dat o șansă. De aceea, frățile voastre, trebuie să înțelegeți că nu întâmplător aceste sărbători sunt șansăjate în luna septembrie, pentru că anul bisericesc începe cu luna septembrie. Și vedeți, frățile voastre, avem nașterea preasfintei Născătoare de Dumnezeu, adică Fecioara, iar imediat după praspătul nașterii Maicii Domnului avem praspătul Înălțării Sfintei Cruci. Și cum v-am amintit la sărbătoarea care a trecut, iată că sunt alipite două lucruri aproape total opuse. Pruncă și Fecioară pe de o parte, iar imediat vine crucea și răstignirea. Pentru că prin inima ei a trecut sarea. Dar n-aș mai vrea să mai insist asupra acestui lucru, pentru că v-am explicat data trecută. Dar aș vrea, frăților voastre, să vă spun că începând cu luna septembrie, cu aceste practice împărătești, iată că ni se deschide nou un alt univers, o altă etapă a rezidirii lumii. Pentru că prima dată lumea a fost zidită și a căzut odată cu omul acest univers și odată cu apariția pe fața Pământului, acestui suflet curat, acestui trup nevinovat, a preasfintei Născătoare de Dumnezeu, iată că apar zorile rezidirii întregii creații. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că odată cu nașterea Maicii Domnului, noi trebuie să vedem mai departe toată lucrarea de mântuire care s-a făcut prin ea până la adevenirea Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu. Fără acest prasnic al nașterii Maicii Domnului, care are proiecție, cum a văzut frățile voastre, în Înălțarea Sfintei Cruci, n-ar fi avut loc nașterea Domnului, n-ar fi avut loc botezul Lui, n-ar fi avut loc răstignirea, înălțarea și toate celelalte practice legate de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a fost Dumnezeu adevărat și om adevărat. Începe acum cu luna septembrie, o lună a practicilor în împărătești, care se desăvârșesc, să știți, frățile voastre, cu pogorârea Duhului Sfânt, pogorârea Duhului Sfânt, care nu este altceva decât finalul rezidirii întregii creații și a ființei umane. Dacă nu se văd toate practicile împărătești ca o salvă a întregii biserici, să știți, frățile voastre,
că ele sunt trăite doar ca momentele sărbătoare izolate ale bisericii, și atunci noi le vom prăzbui tot lumește și tot cu o minte căzută. Vă spun lucrul acestea pentru că Evanghelia de astăzi, dacă puteți, să zic așa, mai pătrunzător cu mintea, o să observați că este pe cât de scurtă, pe atât de tranșantă și de directă. Adică cuvintele sunt clare. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și apuce a sa și să-mi urmeze mine. Mântuitorul Iisus Hristos nu spune o poveste întreagă ca să înțelegem noi ce avem de înțeles. Nici nu forțează pe nimeni să-L urmeze, nici nu caută fel de fel de tertipuri ca să-L tragă pe oameni la lucrarea Lui, ci spune clar, vrei să vii după mine, trebuie să alegi din libertate și prin voința ta. De aceea, prima condiție pentru lucrarea duhovnicească este voința liberă. Cine vrea să vină după mine, să vrea El, nu pentru că l-am forțat eu, pentru că nu aș mai fi un Dumnezeu adevărat dacă aș forța prin puterea mea dumnezeiască. Dar dacă vrei să vii după mine, trebuie să mergi pe calea pe care ți-o aleg eu. Iar calea pe care am ales-o eu, nu este altă decât chiar calea pe care am urmat-o și am trăit-o eu, adică calea crucii, despre Dumnezeu. Și calea crucii pentru noi, cei care suntem în lumea aceasta, este calea lepădării de sine. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Dar ce înseamnă să ne lepădăm de sine, iubiți credincioși? Pentru că foarte mulți dintre creștinii noștri, care merg de zi de zi și an de an la Sfânta Biserică, înțeleg greșit. Ei înțeleg lepădarea de sine ca o depersonalizare. Ei înțeleg lepădarea de sine ca o desființare a ființei umane sub semnul crucii și ajung la un moment dat la depresie. Pentru că nu înțeleg că Sfânta Cruce nu este un obiect care trebuie să ne strivească un obiect lumesc, ci este un obiect al mântuirii neamului lumesc, care trebuie să ne înalțe pe noi. De aceea s-a spus și înălțarea Sfântei Cruci. Pentru că odată cu înălțarea ei, sunt frățile voastre, trebuie să ne înălțăm și noi duhovnicești. Deci trebuie să înțelegem că Sfânta Cruce noi trebuie să o privim din perspectiva pe care a primit-o Bunul Dumnezeu pentru noi, nu dintr-o perspectivă a unei minți și a unui suflet căzut. De ce vă spun lucrurile acestea? Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa. Dar sunt mai multe cruci pe fața Pământului. Și am amintit de foarte multe ori. Una este crucea căsătoriei, alta este crucea călugăriei, alta este crucea bărbiei, alta este crucea omului bolnav și a fel de fel de cruci pe care le duce omul pe fața Pământului. Dar să știți că este o greșeală în ortodoxia noastră. Că facem o teologie a crucii și nu facem o teologie a învierii. Pentru că spune acolo, cine vrea să vină după mine, și repet, și repet, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Dar unde să-mi urmeze mie, iubiți credincioși, în învățătura mea? Dar învățătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos nu se oprește la cruce. Și merge mai departe până la coborârea la iad, merge mai departe până la înviere și se duce și mai departe până la înălțare și la domnirea Duhului Sfânt. Deci vedeți, frățile voastre, fiecare pe care Lui. Avem tendința să ne oprim la cruce pentru că foarte mult din cei care au tâlcuit învățăturile Sfinților Părinți le-au tâlcuit greșit potrivit cu măsura lor duhovnicească. Au tot vorbit de cruce și acolo au rămas pentru că n-au mai înviat cu Hristos și nu s-au mai înălțat cu Hristos. De ce vă spun lucrurile acestea? Uitați-vă din practică. În ziua de astăzi, o să vedeți bisericile poate pline și foarte mulți oameni care sunt în biserică, mulți îmbrăcați, să zic așa, mai posomorâși și mai scetec, crezând că ei urmează lui Hristos și au asumat crucea. Alții vin la biserică topiți de post și de metanie și de toate celelalte metode ascetice care sunt instrumente ale crucii. Pentru că unii sunt pe calea monahismului, alții sunt pe calea căsătoriei. Mulți sunt osteniți de viața de zi cu zi. Pentru că nu este ușoară viața în ziua de astăzi cu copii, cu griji, cu frământări, cu toate celelalte. Și își asumă săracii creștini crucea cu toată forța lor și cu toată puterea lor. Dar și în monahism este această tragedie, și în viața de căsnicie este această tragedie. Adică, au înțeles partea de început acestei Evanghelii, să se lepede de sine. Au înțeles să-și asume crucea. Au înțeles să se jertfească.
darul este vincios. A strecurat vrășmașul lui de atât de perfidă și atât de periculoasă, tocmai prin învățătorii din Sfânta Biserică. Le-a furat creștinilor și călugărilor învierea. Pentru că învierea, să știți, frățile voastre, și în Sfânta Liturghie, nu are loc în nici una din, din etapele pregătitoare. Nu învie creștinul la vecernie. Nu învie creștinul și călugărul nici la utrenie. Nu învie monahul în optică și la privegherea de noapte. Nu învie creștinul nici cu poștul, nici cu mătănii. Acestea sunt instrumente ascetice de deschidere a sufletului omului și de luarea crucii. Învierea are loc, iubiți credincioși, exact în momentul în care te împărtășești. Și imediat după ce te împărtășești, are loc aceste cuvinte pe care se împărtășește preotul și tămâiază Sfântul Potir spunând: înalță-se peste Cerul Dumnezeule și peste tot pământul slava ta. Dacă nu te-ai pregătit pentru unirea cu Hristos în Sfânta Împărtășanie, nu ai înviat. Și dacă nu te-ai împărtășit cu smerenia necesară, cu conștiința curată, repetă, poți lua pe o sândă. Acesta este aspectul de care vorbim de foarte multe ori la Sfânta Împărtășanie. Dar tragedia Ortodoxiei noastre este următoarea. Că sunt pline monastirile în ziua de astăzi de monahi care se nevoiesc, și să știți, frățile voastre, că se nevoiesc. Fiecare în felul lui. În ascultare desăvârșită, în rânduiala la chilie, în rânduiala pe care o au ei în Sfânta Biserică, participând la toate slujbele, în ascultare de zi cu zi, care este o osteneală și o mucenicie de dimineața până seara. Dar datorită faptului că nu li s-a explicat, n-au înțeles învățătura Sfinților Părinți, n-au căutat la Sfinții Vasile, Grigorie, Ioan, cum era în rânduiala Bisericii, s-a înțeles greșit raportarea la Sfânta Împărtășanie. Și această parte a Cuvântului Evangheliei care spune: cine vrea să vină după mine, să se lepede de Sfântul Sfântul Crucea sa și să-mi urmeze mie, a rămas de fapt doar o urmare a Sfintei Cruci și nu s-au mai dus în înviere. Pentru că abia după ce se împărtășește creștinul și preotul, să știți, frățile voastre, că noi mergem la confumiliar și spunem: umple de bucurie și de veselie inimile noastre. Această bucurie și veselie a inimilor noastre, să știți, frățile voastre, că vine doar din Sfântul Potir, din Sfânta Euharistie, din unirea cu Dumnezeu, care înseamnă, de fapt, împlinirea acestei lucrări pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus în Evanghelia de astăzi. Dar în loc să fie astăzi catedralele, bisericile, pline de creștini, care au postit miercuri, care au postit vineri, care s-au rugat, care au citit la psaltire, care s-au citit rugăciuni, care s-au spovedit, care s-au smerit, și să vezi cum iese din Sfânta Biserică cântul de creștini care au devenit potire vii. Și devenind potire vii, adică pline de veche, de veselie și de bucurie, să plece în lumea aceasta și să sfințească toată lumea în care ei își desfășoară viața, să știți, frățile voastre, că ei se opresc la teologia crucii, vin doar la Sfânta Liturghie, se căiesc cu toată puterea lor, dar când spune preotul: luați, mâncați, vezi dintr-o acesta toți, niciunul nu se apropie, sau doar câțiva copii. De aceea Evanghelia de astăzi nu este înțelesă în deplinătatea ei. Și cine vrea să îmi urmeze mie, iubiți credincioși, trebuie să meargă și în partea cealaltă, care a dus-o frăților voastre, spunându-se în această pericopă evanghelică: cine se va rușina de mine în fața acestui neam păcător și desfrânat, și eu mă voi rușina în fața Tatălui meu care este în cerul. Iar cine vrea să-mi urmeze mie, trebuie să mă mărturisească pe mine ca Dumnezeu, ca Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu întrupat în toate conjuncturile și aspectele vieții Lui. Nu sunt creștin doar în biserică și la mine în chilie sau în casă, iar când ies în societate am o viață dublă ca să pozez societății așa cum trebuie, ca nu cumva să nu plac lumii. Această duplicitate, să știți, frățile voastre, că a intrat în mintea omului în clipa în care omul a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului, atunci a intrat în ființa umană această duplicitate. Și această lucrare, să știți, că s-a manifestat în toate aspectele vieții umane. De aceea Evanghelia de astăzi ne propune nouă ce? Unificare. Adică să devenim monos, adică să devenim toți monahi, și cel căsătorit și cel necăsătorit. Dar ce înseamnă să devenim monos? Adică să te unifici în ființa ta prin Sfânta Cruce care le unește pe toate și le sfințește pe toate, iubiți credincioși. Și toate se adună și se finalizează, să zic așa, în unirea cu Hristos în Sfânta Împărtășanie și se concretizează printr-o liturghie continuă, pentru că de aceea spunem cu toții când ieșim
din Sfânta Biserică cu pace să ieșim într-un numele Domnului. Vă spun lucrurile acestea cât pot de condensa. Ca frățile voastre trebuie să înțelegeți următorul lucru. Nu există viața adevărată decât în Sfânta Biserică. Nu există calea adevărată decât calea pe care a urmat-o Hristos, adică a crucii și învierii. Nu există ideal adevărat decât ținta cea finală care este Împărăția Cerurilor, pentru că s-a spus la sfârșitul pericopei Evangheliei, vorbindu-se despre schimbarea la fața Domnului nostru Iisus Hristos, iată sunt unii dintre voi care nu vor gusta moartea până când vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere, adică să vadă slava lui Dumnezeu pe muntele Taborului, cum l-au văzut Petru, Ioan și Iacob. Deci, practic, în toată lucrarea aceasta, cum zice Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi, ni se prezintă nouă toată lucrarea de desăvârșire a ființei umane. Adică, conștientizarea lumii acesteia a băii plângeri în care trăim, asumarea crucii, cum o avem fiecare dintre noi, lepădarea de sine, adică a egoului și nu a eului care trebuie îndumnezeit, asumarea crucii și unirea cu Hristos în învățătura Lui până la capăt, care înseamnă unire cu Hristos în Sfânta Părtășanie, și dobândirea Duhului Sfânt, care înseamnă să vedem fiecare dintre noi venind Împărăția Lui Dumnezeu într-o putere, adică în inima noastră. De aceea, să știți, frățile voastre, că fiecare săptămână pe care o avem noi, nu este altceva decât încă un dar pe care îl așează în fața noastră Bunul Dumnezeu, El deschide, de fapt, pentru fiecare dintre noi, în forme diferite, în lucrări diferite, în conjuncturi diferite, pentru fiecare parte, ca să ia încă o dată această Sfântă Evanghelie, care este altceva decât o urmare a crucii și a urmare a lui Hristos către Împărăția Cerurilor. Amin.